Bodân, că face așa, face din orașul fără operă, face capitala operei din România. Și vă mai spun un singur lucru, în primul rând că nu pot să vorbesc întotdeauna doar în numele meu, din funcția pe care am, așa că cel mai mare efort, să știți, până acum l-au depus colegii mei din orchestră, pe care vă invit să aplaudăm. Aplauze consolidate. Da, e de pe a începe seara asta, vă mulțumesc, stimați colegi, și e foarte important să spunem unde ne aflăm. Scriam și în albumul de festival pe care îl puteți găsi în foaierul Filarmonicii, că întotdeauna ne gândim la scene ca la niște locuri magice, sacre aproape. Și știți de ce? Pentru că opera așa are rădăcina, să zicem părintele, în biserică. Evanghelia în Biserica Apuseană era cântată de voci talentate, ulterior acompaniate, ba de nici ansamblu, dar sau după cum știți chiar de orgă. Și aceste cântări evanghelice se chemau oratorii. Compozitorii au spus, dacă putem să facem povești religioase pe muzică, hai să încercăm să le laicizăm. Și au scos genul oratoriului din biserică, din trezirile bisericii, și au ajuns cu ele, în primul rând, în stradă, apoi încât un turn de apărare, și de aceea muzica are în filonul ei, în rădăcina ei, în celula, în ADN-ul de bază, are ceva sacru. Așadar, bine ați venit la Sibiu Opera Festival și să ne uităm cu multă admirație la tinerile voci din seara asta. Audiție plăcută! Mulțumesc!